cemetery. Păi, așadar, la geometrie aveți o problemă, ceva care se întâmplă? Nu, da. Ce problemă? Cu proiecții? Păi, da, cu proiecții așa mai. Dați-mă o problemă și să vedem ce... De pe început. Da, exprimine noțiunea acolo. Acolo de asta au făcut, unghiulierul n-au făcut încă. Acolo m-au dat proiecții. Proiecțiile, puncte de segmente, asta? Da, da. Primărieții la proiecții. Aici, la proiecții. Bine. Așa, să zicem, proiecții, da? Da. Problema 11 de la pagina 167. Deci 11... 11 de la... 167. Unghiul drept AOB, în ipoteză. În ipoteză, avem... Unghiul AOB drept. AOB. Măsura lui AOP, egal cu 90 de grade. Are latura la OA paralelă cu planul alfa. OA... OA închisă nou. Da, așa. Așa. OA... Paralelă cu alfa. Paralelă cu planul alfa. Punctele A, O și B se proiectează pe planul alfa în punctele A prim, O prim, B prim. A, O și B... Se proiectează pe planul alfa. Deci, proiecția lui A, hai să zicem așa. Ia. Proiecția... lui A egal pe alfa. Deci așa, deci proiecția punctului A pe alfa egal cu alfa. Proiecția lui O pe alfa egal cu O prim, așa mi-ai zis, și proiecția lui B pe alfa egal cu B prim. Acestea sunt... Da. Arătați că A mic. A prim, O prim. Da. A prim, O prim, perpendiculară pe OB. A prim, O prim, perpendiculară pe OB. Și la B, măsura unghiului A prim, O prim, pe prim, 90 de grade. Măsura lui A prim, O prim, pe prim, e dat tot cu 90 de grade. Mai dar fi proiecții perpendiculare, nu asta spune, nu? Haideți să ne amintim ce aveam și noi de anul trecut. Deci, proiecția pe... Proiecția pe... Așa. Să zic... Uite, planul alfa. Planul alfa. Voi parcă luați așa planul. În plan așa, sub formă de... patogram, nu? Sau așa cum îl lăsați, am plecat faptul. Da? Deci planul alfa. Fără să-i închidem, da? Să vă înțeleg așa, planul alfa. Și dacă avem în exterior un segment, uite, segmentul A, B, proiecția unui punct pe un plan, înseamnă perpendiculară de acolo, pe planul respectiv. Uite, duc aici și înțepat în aprim. Asta înseamnă proiecția unui punct. Voi înțelegeți că AB este o dreaptă în spațiu, un segment în spațiu. Și în momentul în care am dus proiecția, deci asta se vede, nu? Vine așa până aici, înțepat, și de aici nu se mai vede, dacă mă gândesc, da, nu se mai vede și când mă văd în continuare. Dar pe mine mă interesează doar bucățica asta, să-i văd piciorul proiecției. Corect. Locul unde a înțepat. Proiecția lui A. Deci dacă ar fi... Pe planul alfa. Proiecția lui A pe planul alfa, acest punct A prim, înseamnă că A prim e perpendicular pe planul alfa, deci e perpendicular pe orice dreaptă din plan. Și acum face proiecția lui B. La fel, pe B. Tot perpendiculară. Da. Și să zicem că pică aici, într-un punct B prim, și iată că am găsit, în clipa asta, piciorul perpendicular punctului B, fiind locul în care înțeapă planul alfa. Așa este perpendiculară. Ceva... Și atunci A prim B prim, de segmentul ăsta, Miruna, A prim B prim, se numește proiecția lui AB pe A, planul alfa.
Deci, voi spune acum că proiecția lui AB, a segmentului AB, hai să zic așa, pe planul alfa, este egal cu A prim B prim. Este segmentul A prim B prim. Da? Deci proiecția a lui AB pe planul alfa înseamnă segmentul ăsta, umbra pe care lăsăm de la. Închipuiți-vă că soarele bate perpendicular la 12 și atunci o creangă se vede ca umbră pe pământ, nu? Iată A prim B prim, asta înseamnă. Bun. Deci, zic, proiecția înseamnă perpendiculară din punctul respectiv pe planul respectiv, pe planul. Acum, noi problema avem așa. Unul ia o B de măsură 90 de grade. Și ce mai avem este că o are perpendiculară e paralel cu planul alfa. Hai să luăm cazul nostru. Să zicem, șterg aici. Acum v-am arătat ce înseamnă proiecția unui punct pe o dreaptă, proiecția unui segment pe o dreaptă, pe un plan, da? Proiecția pe un plan și a unei... Ei, noi avem unghiul A, O, B în spațiu. Aș vrea să vă fac să înțelegeți și mai bine. Unde e chiar de aici? Uitați-vă. Asta e planul tablei și am o latură care e paralelă. O latură care e paralelă cu planul alfa. Deci planul tablei, planul alfa. Și spune că OA, asta este O în spațiu. OA e paralelă cu planul alfa. Iar OB nu mai este paralel, deci nu este așa. Ci situația asta este. Și fiindcă am unghiul AOB, AOB, atunci facem proiecția O pe planul alfa, deci perpendiculară, da? B ducem perpendiculare și la fel și aici perpendiculare cu planul alfa. E B, da? O, A și B se conectează. Deja faci și asta? Păi asta nu e un problem. Noi avem AOB, v-am arătat AOB. Am înțeles. Da? Da. Și acum o să facem reprezentarea în spațiu. Da. Dar voi în minte trebuie să aveți așa. Acest triunghi. Trebuie să ducem perpendiculare din nou, perpendiculare din nou și perpendiculare din nou și perpendiculare din nou. Da, asta are. Și atunci, cum îl reprezentăm noi? Deci o să reprezentăm unghiul. Da, unghiul, iată, A, O și B, A, O, B, care îi de 90 de grade, dacă îl prezentăm așa, în orice caz, îl lăsăm așa în spațiu. Păi le spunem așa, ok, știi că aș mai... Așa, și da. Îmi spune că e 90 de grade, da? Ca să fie clar. Aici este O, A, B. O, avem doi de O. O, A, 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 O, B, da. Și A, O este perpendiculară. Este paralelă cu planul alfa. Dacă e paralelă cu planul alfa, proiecția ei, al lui segmentului AO, va fi un segment de aceeași mărime. Deci când proiectez aici, pe O mă duc în O primarie, pe A mă duc în A prim, O A cu O prima prim sunt paralele. Și, dacă, și de aceeași măsură. Atunci ele fără program, trebuie dus de aceeași mărime, nu? Da. Deci din cauza că e paralel OA cu planul alfa și O prima prim va fi, ea este conținută în planul alfa și acesta e chiar în dreptunghi. S-o spune pe cea dreaptă, nu că perpendicular, ce înseamnă proiecția? Aici e un din 90 de grade. Știi, acolo tot din 90 de grade. Și mai trebuie B. Și acum proiectăm și pe B.
proiecția lui O a fost în oprim, a lui B va fi pe aici undeva. Să zicem, înțeapă planul alfa în punctul B prim. B prim. Și o B nu va mai fi cu O prim, B prim de aceeași mărime. Mm-hmm. Din ce motiv nu va mai fi de aceeași mărime? Pentru că iar O B nu mai este paralel cu planul alfa. Da? Deci O prim, B prim va fi segmentul acesta. O prim, B prim. Aici îl punem, să zicem, B prim. Dacă B prim îl dat în interiorul triunghiului, nu e nimic, nu? Nu e nimic, nu are nicio importanță. B prim neapărat trebuie să fie în interiorul unghiului acela. Mm-hmm. Nici nu are cum să fie B prim în unghi, în interiorul unghiului acela. Gândește-te că este așa. În interior. Nu, nu, nu. N-am niciun motiv să spun că este în interior. Că O-prim, B-prim și A-prim unde sunt ca puncte? O-prim, A-prim, B-prim sunt ca puncte în planul alfa. Da? Deci, e locul înțepat. Bun. Și noi trebuie să arătăm că O-prim, A-prim e perpendiculară pe O-B. O-prim, O-prim, A-prim perpendiculară pe O-B. O-B. O-prim, A-prim, O-prim, A-prim, e perpendiculară pe O-B. Păi, ca să fie perpendiculară pe O-B. Știm că O-prim, A-prim e paralelă cu O-A. Așa. O-prim, A-prim e paralelă cu O-A. Și O-A e perpendiculară pe O-B. Și O-A e perpendiculară pe O-B, deci, practic, O-prim, A-prim perpendiculară pe O-B. Pe O-B. Asta e raționalitatea, da? Deci, la punctul A, vom răspunde așa, că oprim, oprim, A-prim, e paralelă cu O-A. Și O-A da? E perpendiculară pe O-B. Și O-A e perpendiculară pe O-B, acolat, înseamnă că oprim, A-prim, perpendiculară pe O-B. Deci oprim A-prim, e perpendiculară pe OB. Și mai trebuie să arătăm că măsura lui A-prim, oprim, B-prim. A-prim, oprim, B-prim, diminuiește. A-prim, oprim, B-prim, măsura acestui unghi, egal cu 90 de grade. Cum arătăm asta? Păi, n-avem că oprim, A-prim, e perpendiculară pe O, oprim. Da. Trebuie să arătăm că triunghiul este asemenea. Sau că e, cum proiecția triunghiului OAB e egală cu proiecția triunghiului O prim, A prim, B prim. Deci știu bine că proiecția cu I a lui... A lui triunghiul ăsta OAB e egală cu O prim, B prim, A prim. Deci asta practic trebuie să dezvoltăm, că proiecția lui OA sau AOB, ca să spun că AOB, pe planul alfa, egal cu, fără discuție, este egal cu unghiul care este egal cu triunghiul A prim, O, B prim. Da. Da, și avem că triunghiul O prim, A prim, B prim aparține la alfa. Deci O prim, A prim, da. Fiindcă punctele toate sunt în planul alfa. Da, rezultă că planul O prim, A prim, B prim aparține la alfa. Chiar coincide. Da. Da. Deci A prim, O prim, B prim, e egal cu planul alfa. Da. Știm că O prim e perpendicular pe planul alfa, adică perpendicular pe triunghiul O prim, A prim, B prim. Deci O? O prim e perpendicular pe triunghiul A prim, B prim. Sigur că da. O prim e perpendicular pe planul alfa, e perpendicular și pe... O prim, B prim, pe O prim, A prim. Da, și eu zic că O prim trebuie
culoare pe O prim, primi culoare pe A, A prim. Da. A. Asta știam. O prim, primi culoare pe A, B prim. O prim, B prim. Deci O prim, B prim, dar pe? O prim, B prim. O prim, B prim, sigur că da. Pe O prim, B prim. Și tot O prim, termină și pe O prim, A prim. Pe toate dreptele din planul ăsta, da? Da, deci O prim, prim, culoare și pe A prim, B prim. Dar, totuși, nu ești să ajung. Vreau să ajung că B O prim, prin care pe O, A prim. B O prim, pe O prim, A prim, nu? Aici, ca să fie unghiul ăsta din logica. Da. Și am zis că O prim, perpendiculară pe A prim, B prim. O prim, perpendiculară pe A prim, B prim, da. Și acum, hai să zicem doar că O prim, pe A prim, B prim. Ia să vedem. Noi aveam cu O prim, A prim, pe clar că O B. O prim, A prim, din la punctul din interior, da. Anterior. O prim, A prim, pe primare, pe O, B, B, da? Aveam. Pe n-am arătat mai înainte. Că O prim, A prim, de un alt, pe primare, pe O, B. O B e paralel cu O prim, B prim. Știm asta? Nu, nu știm asta. Nu știm că e paralel. Păi dacă e... Sunt proiecții, proiecția lui O B e O prim, B prim. Nu s-au fi paralel? Nu. Numai avem paralela cine între O A și O prim, A prim. Deci, nu, Miruna, uite, asta avem așa. Deci, asta de aici, am dus perpendiculare, am dus și asta aici, dar nu mai avem că asta ar fi paralelă. Deci nu am fi paralelă. Însă, ce se întâmplă? Din cauza că O prim, A prim e paralelă cu O A, avem acesta. Sau O A e paralelă cu O prim, A prim, iar... O A e pe O B. O? O A e pe O B. E o. Perpendiculară pe O B. O A... E pe O B. Știam. Asta O A pe O B. Și cum O A pe O B avem... Am ajuns că O prim, A prim, perpendiculară pe O B. Hai să folosim asta. Cu O prim, A prim, perpendiculară pe O B. Și cum OB e paralelă cu OA, deci odată cu proiecția aceasta se proiectează și măsura unghiului de aici. Mm-hmm. Ăsta de 90 de grade se măsoară, se proiectează și aici. Da. Deci, fiindcă măsura, hai să le luăm așa pentru punctul OA e paralelă cu O'A. Că, că OB, O prim, B prim, egal cu proiecția, proiecția lui OB pe planul alfa, și că măsura unghiului, avem că măsura unghiului AOB, AOB, egal cu 90 de grade, din astea trei, rezultă că și măsura unghiului A prim, măsura A prim, O prim, B prim, egal tot cu 90 de grade. Deci ne asigură acest lucru paralelismul unei tenatele. Altfel, dacă n-aș avea paralelismul, nu se întâmplă asta. Deci, mai spune uite, deci avem că OA da. E paralel cu O prim, A prim. Da. Avem că O prim, B prim, deci este așa. Asta, O, A, e paralel cu O prim, A prim. O, B, O prim, B prim, O prim, B
este este proiecția lui OB pe planul alfa. Și atunci, cu măsura unghiului AOB este de câte grade asta? De 90 de grade. Atunci și măsura lui A prim, O prim, B prim este tot de 90 de grade. Deci, cam atât sunt asemenea prin ce spus noi sau? Deci, insist. Dacă n-ar fi fost paralele, așa ar fi fost Miruna. Deci, dacă n-ar fi fost paralele, una din laturi, dacă n-ar fi fost paralele, ducând proiecția asta venea aici, proiecția cealaltă venea aici și unghiul era altul. Paralelismul acesteia ne asigură faptul că latura OA e paralel cu planul alfa, deci e paralel cu O prim. Și că măsura unghiului acesta, eu practic pot să duc așa, ca să înțelegeți, de la ceea ce era înainte, îl vedeam în spațiu, eu pot să mă duc la momentul în care AB ar fi chiar A prim, B prim. Adică l-am mișcat așa pur și simplu. Da? OB. OA. Deci OA l-am pus în plan, în O prim, A prim. Și acum nu mi-a rămas decât să-mi duc proiecția acesteia. A lui B. Și proiecția lui B, pică în B prim și atunci unghiul ăsta A prim, O B prim este din original, este să duci. Da? Deci tocmai asta am spus. Paralelismul mi asigură. Ce mi asigură? Deci paralelismul mi asigură mișcarea, dacă vreți, prin translație a triunghiului acesta, aducând-o pe OA chiar în O prim, A prim, și acum proiecția doar a lui B îmi spune că unghiul ăsta e de 90 de grade și unghiul ăsta va fi A prim, O prim, B prim, A prim, O prim, B prim, tot 90 de grade. Deci este lucru care apare repede din aceasta. Deci cum O apare cu O prim, A prim. O prim, B prim este proiecția lui OB pe planul ăsta și cu măsura unghiului AB este cu 100 de 90 de grade. Tot așa va fi și măsura lui A prim, O prim, B prim. Deci să zicem că dacă loc de OA e paralel cu O prim, A prim, ziceam că OA e proiecția lui O prim, A prim, tot aceeași era? Nu. Deci dacă n-am paralelismul, deci dacă n-am asigurat paralelismul unei din laturi ale unghiului respectiv, nu-i de ajuns la proiecția. Nu-i de ajuns la proiecția. Deci trebuie o proiecție și un paralelism. Și paralelismul ți-l zice doar din ipoteză. Din ipoteză la mult. O paralelă cu alta. Da. Deci, uite, insist așa ca să înțelegi. Dacă ar fi așa, și când fac proiecția acestuia, unghiul nu se mai păstrează. Apare unghiul desfășurat așa, da? Dar asta când a fost așa, mi-a asigurat unghiul de aici păstrat în proiecție. Deci o dreaptă, o dreaptă paralelă și proiecția îți asigură același unghi. Deci asigură același unghi, măsura unghiului respectiv. În unghiul proiectat, toate se păstrează măsura unghiului respectiv. Deci noi am avut unghiul ăsta, am demonstrat că asta e cu asta și că asta e proiecția la paralelă. Una din laturile triunghiului este în paralelă. Da, este important asta, că altfel nu îți mai asigură. Aha. Da? Deci, dacă m-ați... N-am decât așa, planul tablei, să înțelegeți, da. Alfa. Mm-hmm. Și umbra, o vedeți asta. Ia uitați-o. Umbra echerului. Dacă e așa, asigurat paralelismul și unghiul ăsta este la 90, da. Dacă este așa, unghiurile se modifică, vedeți? Da? Deci așa. La umbră. Asta e proiecția. Da. Când deci, e o dreaptă paralelă și toate se păstrează. Dar dacă nu e paralel cu planul, uite că nu se mai păstrează. Da? Deci uite. Vezi? Dacă e uite la... Da? Deci, chipuiți, asta ar fi cel mai sugestiv lucru care te pot arăta acum, ca să înțelegeți bine. Sigur că lucrăm la ceea ce înseamnă proiecția. Da, mai facem. Și ușor, ușor înțelegem da. Problemele acestea. Ia, mai facem? Sigur. Vă speriați așa.
Da, să vedem. Și la mine, proiecția lui AC pe planul alfa este egal segmentul A'. Ce prim? Ce prim? Se știe că punctul B aparține lui AC. B aparține lui AC, segmentul închis. Da. Așa. Astfel încât AB pe AC. Așa încât AB supra AC. Egal cu 4 pe 7. 4 pe 7. B prim este proiecția lui B pe alfa. De prim, proiecția egal proiecția lui B pe planul alfa. Alfa, apoi îi notează proiecția alfa jos și B mare sus. Proiecția alfa jos, proiecția alfa mic acolo, așa, așa. Și B mare sus. A, bun, gata, să mergem după proiecția lui alfa. Alfa. Alfa și acolo B. A lui B pe alfa. Pe, 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 da, așa nu trebuie. Lui B pe alfa. Da. Hai să știm și sus. Și sus ca să facem la fel, da. Da. Proiecția. Proiecția. Lui AC, da. AC pe alfa. Alfa. Așa. Egal proiecția pe alfa lui AC. Egal cu segmentul A prim. C prim, corect. Și A prim B prim egal cu 2 cm. Și mai așa, o A prim B prim. Egal cu 2 cm. În concluzie, calculați A prim C prim. A prim C prim egal cu cine? Da. B. Dacă AC supra A prim C prim egal cu 2. Supra A prim C prim. C prim. Da, prim C prim. Așa, egal, da, egal cu 2. Determinați măsura unui format de dreptele AB și A prim B prim. Determinați măsura unghiului format de dreptele AB și A prim B prim. Așa. Cu alte cuvinte, avem un plan alfa. Un segment AC. AC. Proiecția este A prim A prim C prim proiecția pe lui AC pe planul alfa și ăsta este segmentul proiecției. A prim C prim aparține lui alfa. A prim C prim este inclus chiar la planul alfa. Da, da. Și un punct B pe AC, așa încât e 4 pe 7. AB parcă zis, nu? AB pe AC. Așa. Adică îl împărțim pe ăsta tot în 7. Da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și AB supra AC, AB este 4. Aici este pe 8. Deci, da. Raportul AB, poate? Nu, da, pe acela, poate C prim, nu? Nu, 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 păi nu spune așa. Nu spune. Fie proiecția lui, i-ar fi un caz particular. Și eu nu mi-am trebuit să fac așa, da? Nu, n-am trebuit. Exact. Deci, AB supra tot AC înseamnă 4 pe 7. Bun. B prim și el aparține. Deci nu e vorba de AB supra BC. Nu, e AB pe AC. AC, da. Corect. Bun. Ducem proiecția lui B. Ducem proiecția lui B pe planul alfa. Va pica exact pe, odată cu proiecția lui AC, toate punctele se proiectează
înțeles. Da? Da. Și inclusiv B-ul va ajunge pe A prim C prim într-un punct B prim. Așa. Care va avea aceeași calitate. De a împărți pe A prim C prim în aceeași raport. Încât A prim B prim supra A prim C prim va fi tot 4 pe 7. Deci că e 2 A prim B prim. A prim B prim spune că este 2. 2 C de B prim. Problemă, da? Da. Bun. Dar eu insist, cum putem să dovedim că raportul se păstrează? Păi, simplu. Aici sunt niște trapeze, dacă vreți, nu? Trapeze dreptunghice. Și paralelismul acesta împarte latura asta de aici, o împarte și pe cealaltă. Adică primii paralel cu dreptunghi, paralel cu CC prim. Corect. Deci acesta este un plan, dacă vreți, la urma urmei. Planul format din AC și A prim C prim. Da? Este un plan format din AC și A prim C prim. Și acum trebuie să vedem cât este A prim C prim, se întreba, da? E 2 plus... A prim C prim. Da. A prim B prim egal cu AB? A prim B prim. Dacă egal cu AB, nu. Deci dacă... Da, A prim C prim e 4 pe 7 sau... Cum e A prim C prim 4 pe 7? AB pe AC e 4 pe 7. AB pe AC e 4 pe 7. Și A prim B prim e... A prim B prim e 2. A prim B prim e 2. Dacă vrei să faci raportul A prim B prim supra A prim C prim... Tot 4 pe 7. Tot 4 pe 7. Hai să scriem chestia asta. Da. Deci, demonstrație. Păi, același raport, asta tu ești ca lucrurile, același raport se păstrează. Dar de ce se păstrează? Din cauza ceea ce a spus mai înainte, că sunt trapezele acelea acolo. E un trapez dreptunghic și acestea sunt paralele. Înțelegi? Dacă vrei, Miruna, puteți să ne închipuim situația următoare. Un trapez dreptunghic. Da? Da. Așa. Și... Iată, latura neparalelă. E abia aia. Asta, de acum am dus așa, asta, pe aici spuneva bine, nu? B prim B. Deci latura neparalelă, asta este. Acum asta este, da. Așa. Și A prim C prim ar fi asta. Deci trapezul e din astea paralele. Deci B prim B, A prim baza mică ar fi A prim, baza mare C prim, C prim și... Și el trebuie B prim invers, și el e tot paralel. B pe prim e tot paralelă da. Cu... Da. L-a sculcat acum. L-a sculcat ca și fiul. Vedeți, l-a sculcat. A prim nu mai e în picioare, e sculcat, e orizontal. Așa, și vine așa. Așa vine, da. Oare. Și aici este B prim. Oare. Și acum, cum împarte B-ul pe A, C, tot am și-am împarte și B prim pe A prim, C prim. Deci A, B, pe A, C, uite, Miruna, e 4 pe 7 și A prim. B prim, da. Pe A prim, C prim, va fi tot 4 pe 7. Deci cum se întâmplă? E cauza paralelismul acesta. Dacă vrei, poți să mergi mai departe. Două sau mai multe paralele, pe două drepte secante, le bate în raport de proporționalitate, știu. Pentru că urmează când se întrebe aici, este una fundamentală asemănări. Triunghiul ăsta cu triunghiul ăsta, ai înțeles? Și punem rapoarte și... Și cum ai paralelele? Deci, și segmentele de acolo. Da? Deci, puteți spune așa, de la demonstrație, cum AB supra AC egal 4 pe 7. Iar A prim C prim, A prim C prim, egal proiecția lui pe planul alfa lui AC, nu?
încep. Da, da, da. Din asta, apropo, rezultă că și că B-ul aparține lui... B-ul aparține lui AC. Da. Atunci, din astea toate precizate, rezultă că și da, A'B'. Și B primit proiecția lui... Să spunem ce? Să spunem... B primit proiecția pe alfa lui B. Hai să spunem, da. Și B prim. Ia cu proiecția pe planul alfa al lui B. Da. Proiecția planul alfa. Și acum putem să vorbim și de B prim. Da. Și acum vorbim și de B prim. Atunci prim B prim. Supra A prin C prim. A prin C prim. E cam cu același raport. 4 pe 7. Știm pe A prin C. Pe A prin B prim. O știm 2. 2. Deci cum A prin B prim egal cu 2. Nu facem decât să înlocuim pe A prin B prim în raportul de aici. Vine 2 supra A prin C prim. A C prim egal cu 4 pe 7. Adică de aici rezultă că A prim C prim e ca de la frate cu 2 ori 7, nu? 14 pe 4. 14 pe 4 și egal cu 7 pe 2, nu? Da. Și asta a fost în prima fază. Acum, zice, determinați unghiul mai... Da, da, dacă AC supra A prim C prim egal cu 2, să determinăm măsura. Dacă A, C supra prim C prim. Dacă A, C supra prim C prim egal cu 2, să găsim măsura unghiului format dintre A, B, A, B și A prim B prim. Deci, dintre A, B și A prim B prim, păi, dar de ce paralel aici? Din A ducem o paralelă. Exact. Da. Și unghiul ăla. Ca și cum aș avea nevoie de măsura unghiului dintre AC și A prim C prim. Deci, băi, uite de dată. Dintre AB și A prim B prim, așa zice? 7. Deci, dacă AC supra A prim C prim egal cu 2, determinăm măsura dintre AB și A prim B prim. Da. Dar așa asta este egal cu măsura dintre AC da. AC și respectiv A prim C prim. Corect. Doar B-ul e pe AC și B prim e pe A prim C prim. Corect. Și ducem o paralelă din A. Aduce o paralelă în planul acesta. Ca să găsim unghiul. Ai înțeles din nou? De ce e egală? Cine? De ce este egală? Că... Păi B-ul Mirona e pe AC. Da. Și B prim e pe A prim, B prim e pe A prim C prim. Da. Și a vorbit de A, dreapta B, nu de partea de ori de tot AC-ul. Chiar dacă așa mai bine, fiind tot același unghi. Sigur că da. Și duce paralelă, da. E mai corect așa cum cite-o profesor. Deci a vorbit de A, B, de parcă ar vorbi de A, C. De toată A, C. Nu, că B o spus că e pe A, C. Corect. A vorbit de A prim, B prim, e de parcă ar vorbi de A prim, C prim. Pentru că B primul este, de A prim, C prim. Da. Și ducem o paralelă la ea. Exact. Și acum, unghiul dintre A, B și A prim, B prim, este de fapt unghiul dintre A, B și așa se pare de pusă timp. Nu știu ce facem în teoria. A, uitați acolo că a făcut desenul, nu? Este aia de sus. Asta facem, nu? Ducem, unim A, C cu A prim, C prim, nu? Deci A, C cu cine? Cu A prim, C prim. Cu A prim, C prim? Îl unim ca să-i dea un unghi, nu? Păi, Miruna, cum aș fi dus aici? Aș fi dus aici, mă, nu? Da. Deci A prin C prim cu AC și unghiul de aici, dar nu, eu ca să nu mă duc acolo, m-am dus aici, uite. Cu unghiul ăsta e cât ăsta. Da. Domnul profesor, ți-o paralel și uite ușor, o unghiul de acolo, uite. Deci, ăsta e unghiul, ca să mă împacă. Unghiul din figură de aici. Și hai să vă dăm aici paralel asta pusă cu cine? Cu D. Și măsura lui unghiul dintre A, E, A, C și A, prin ce prin măsura unghiului C, A, D. Corect. Sau B, A, D, cum vreți tot. Sau B, A, D, D, sau B, A, P, S, n-ai încătate în da. Măsura lui C, A, D. Vedem ce știm. Păi nu știm pe A, prin ce prin cam aflat-o. Adică pe A, prin ce prin o știm. Adică știu pe A, D, nu? Da.
A, D, egal cu cât e? Egal cu cam lărime 7x2. 7x2. A, D, egal cu A, prim, C, prim, ca să scrim. Da. A, prim, C, prim, și egal cu 7x2. Da. Și acum? Și mai știm, mai știm ceva din ipoteză. Dacă A, C, B, primii 2. Ne ajută? Nu, știu că A, C, pe A, prim, C, prim. Și pe A, prim, B, prim, uitați, mai sus. În loc de AC pe A prim C prim, eu zic AC supra AD. În loc de AC supra A prim C prim, zic AC supra AD. Corect. Mai adaug AC supra AD. E egal cu 2. Adică, pe AD eu știu acum cât e din mare, 7 pe 2. Exact. Și a fost pe AC. Corect. Deci de aici mă duc să zic AC supra AD, adică 7 pe 2, e egal cu 2. De unde rezultă că AC va fi egal, cum știm, ca ăsta ori ăsta? 2 ori 7 pe 2. 2 ori 7 pe 2. Adică e egal cu 7. Da, da. 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 E egal cu 7. Deci, iată că știu pe AC toată. Hai să vedem așa. A, C, știu că este 7. AD este 7 pe 2. Și trebuie să găsesc măsura unghiului acesta. Da. Cât este aici? Dar trebuie să-l ai vreodată. Sigur că da. M-a lupit de ora? Prin AC o știu, pe AD o știu. A fost și pe ce? Da. Deci, sau funcții, puteam să aplicăm o funcție, nu-mi provocăm. Sigur că da, cel mai rapid. Cateta alăturată, pe ipotenuză. Asta face. Cateta asta? Cine îți dea cateta alăturată, pe ipotenuză? Nu sinus. Cosinus. Așa zice. Și atunci zicem, cel mai rapid este să zicem cosinus de CAD. Da, cateta alăturată, CD. AD, corect. AD supra AC. AC. Și egal cu AD o știu. 7 pe 2. 7 pe 2 supra A cu 7. 7 și face 1 pe 2. Da. Și cos de ce unghi este 1 pe 2? 1 pe 2. E cos de 3. 4 pe 5. 4 pe 5. 4 pe 5, zice el. Da. Dar merge pe mâna lui, dar nu mă gărește. Pe care, care e prima? Primul e de 30, 45, 60, nu? Da. Și unul e de 30. 1 pe 2 e 30 la sinus. Da. Și la cosinus e de 45, 60. De 60. Complementar. Da. Exact. Deci, de aceea, tu știai ceva cu 2, e radical din 2 pe 2? Radical din 2 pe 2 e de 45. La 45 de grade. Da. Deci, la radical din 2 pe 2. Hai să mai am insistat o dată, așa un pic, am insistat. Că vedeți, citim de memorie și de multe ori memoria ne înșeală. Vă duceți un pic în sinus, 1 pe 2 rectal, 2 pe 2 rectal, 3 pe 2 și face la cosinus e invers. Dacă... Da, dacă ați învățat pentru asta. Sinus, exact. De 30 de grade. Pentru 30 dacă grade. Învățăm la 30 de grade sinusul e 1 pe 2 cosinus, radical 3 pe 2 tangent, radical 3 și radical. Acum, complementar, mergem. Sinusul de 30 de grade este cât cosinusul de 60. 60. La 60 de grade, deci complementar, este să schimbă. Și atunci cum ți-a dat cosinusul 1 pe 2? Pentru ce unghi cosinusul 1 pe 2? 60 de grade. 60 de grade. Ori așa, ori dacă avem un gând și cât mai avem un pic, nu? Da. Și de-a dat răspunsul aici, am aflat. Am dat și aici, așa. Eu ar vrea să insist un pic, Miruna, da, da, da. Pentru că mă interesează să aveți lucruri de foarte clar. Da. Că uite cum ne lovește treaba asta. Da? Deci, am mai făcut-o foarte nou și ori de câte ori apelăm la informația este din memorie, suntem puși în situația de a prinde și goluri și memoria asta și peste. Da. Cel mai corect e să vă imaginați situația asta care v-am mai spus-o eu cu un cerc de rază 1
Da. În cer. Era zero. Și dacă veți avea memorii pe timpul acest lucru, va veni foarte ușor. Deci în cei doi diametri perpendiculari, da, cercul de rază 1, și zicem A prim A, și respectiv B prim B, B prim. Și U, locul este întâlnit. Mai faceți o legătură cu ceea ce ați făcut anul trecut. Că în sistemul ăsta de două drepte perpendiculare, sau hai să o luăm invers, toate numele reale se reprezintă pe o axă. Da, toate numele pe axă. Uneva spune 0, în partea asta spun numele pozitive și în partea asta sunt numele negative. Lucrurile acestea știți foarte bine, s-au făcut mulți membri reale și ați reprezentat intervalii tot. La un moment dat apare problema asta. O pereche de numere 2, 3 mai poate fi scrisă pe o singură dreaptă? Nu mai poate fi scrisă. Și anul trecut ați reprezentat perechi de acestea. De la produsul cartezian, când ați făcut două mulții. Și vă amintiți că a fost vorba de o altă dreaptă. Așa. De aceea, exact, pe unde am pus pe 0 pe axa X-ilor, pun acum o altă verticală, da, chiar pe aici, și 0-ul ăsta al X-ilor, da, X-ilor, coincide cu 0-ul ăsta al Y-ilor. Da? Aici, 0-ul ăsta, aici vor fi Y-ii pozitivi și jos vor fi în partea asta Y-ii negativi. Da, Y-ii. Axa X-ilor, XX prim, parcă spuneam mai bine, nu, XX prim, și Y-ii. Așadar, în partea asta sunt X-ii pozitivi, în partea asta sunt X-ii negativi, și cele a doua, duse chiar prin punctul de intersecție a X-ului, prin 0 acela, înseamnă Y pozitiv în sus și Y negativ în jos. Încă de un punct de aici, ce coordonate va avea un punct de aici? Va avea X-ul negativ, ca să găsim coordonate, duce perpendiculare. Da. Și va avea X-ul negativ și Y negativ. Dar punctul de aici. Pozitiv. X-ii vor fi pozitiv. Și Y-ii negativ. Dar punctul de aici. Pozitiv. Și X-ul pozitiv. Și Y-ul pozitiv. Proiecția facem. O proiecție a punctului pe axa asta, și segmentul de aici, deci este pozitiv, în partea asta și Y-ul pozitiv. Dar aici. Unde? Un punct de aici. Pozitiv zona. Și negativ. X-ul este X-ul. X-ul negativ și Y-ul pozitiv. Ai înțeles bine? Nu prea. Nu. Hai să mai vorbim. Ce are de înțeles? Plus cu minus. Dar nici nu știu că ai plusul, dar ai plusul. Deci, vezi? Cu ocazia asta, Mirona, planul tot a fost împărțit în patru regiuni. O regiune asta în care și X-ul e pozitiv și Y-ul e pozitiv, pentru că punctul de aici are și el două coordonate. Se leagă, putem ancora, în funcție de sistemul dus de cele două drepturi perpendiculare. Axa X-ilor și axa Y-ilor. El are un X ăsta și un Y proiecția pe partea cealaltă. La urma urmei, cum reprezintă punctul P de coordonate 2 și 3? Simplu. Cum facem? Asta este X-ul. X-ul, da? Și X-ul e 2. X-ul e 2. Deci 2 unități aici. Și 3 îl luăm din Y-ul prim. 3. Și ducem paralele. Că pe paralela asta, tot timpul X-ul rămâne 2. Că de la distanță de cât? De 2 unități. Deci tot timpul X-ul 2. Când am dus până la 3,
Y rămâne unii 3. Și când se întâlnesc cele două, acolo X este punctul B de coordonate și 3. Când se întâlnesc acolo. Ei, dacă am înțeles asta, acum venim aici și vezi ce ușor se face legătura. Fostul plan aici cu cele două axe, asta va fi aici. Da, X pe X. Facem legătura. Și cealaltă va fi Y. Asta e aici. Cei doi diametri perpendiculari imită chestia de acolo. Acum, când luăm un unghi la 30 de grade, înseamnă că înlăbățim 90 de grade este asta. Înlăbățim în câte? În 3. Da? 3 părți. Exact. Și asta este... Ca să se descrie unghiul ăsta de 30 de grade, ne imaginăm că punctul M, care e o propoziție asta, nu? Se cere două semitre de OA și O, mă, da. Și unghiul 30 de grade. Duc și în proiecția lui M pe OA și obține punctul M. Și acum, spunem așa, între unghiul, deci între unghiul OM, care e dreptunghi când M ligimă de linie, să zic. Că a dus proiecția, perpendiculară. Deci măsura lui OM' e egal cu 90 de grade. Și acum zicem sinus de 30 de grade, sinus de 30 de grade egal cu cateta opusă M' supra ipotenuză. Supra tot o M. Dar am spus că o M mereu de măsură că o M egal cu... Da. Că e raza, nu? Da, e raza. Raza. De rază 1, așa am zis. Da. Măsura cercul ăsta de rază 1. 1 metru, 1 kilometru, cât vrem noi dau de măsură 1. Și acum sin de 30 grade înseamnă cateta opusă M' supra ipotenuză. Ei, deci, cum o M este egal cu 1, da? Este egal ca măsură 1, rămâne M'. Deci, sinusul de 30 de grade este bucățica asta, lungimea acestui segment. Și asta e 1, nu? Deci, are o măsură, nu știu eu cât să fie, dar mă voi descurca, o să încerc să aflu acum. Ce fel de triunghi este BOM? BOM. BOM este un triunghi isoscel neapărat. Că BO este egal cu OM. Echilateral. Chiar e echilateral. Din ce motiv? Că BO egal cu OM. Care și 60 de grade aici. Da? Dacă la 60 și celălalt. Deci un triunghi echilateral este obligatoriu. În una, ca să găsesc ele în prim ca mărime, nu cumva, dacă duc pe perpendiculara din M și obțin aici M secund, nu cumva o M secund e cât e M'? Da. Din ce motiv? Cât e M'? Da. Da? Bun. Și atunci, iată că ăsta este sinusul de 30 de grade. Așa am clarificat spre M'. Da, M'. Care este cât ăsta de mare? Cât de într-un dreptunghi? Deci ăsta este sinusul de 30 de grade. Și fiind triunghiul ăsta echilateral, unde a picat într-un triunghi echilateral înălțimea? La jumătate din OB. Deci, OM secund, este jumătate din OB, dar OB cât era de mare? 1. Era. 1 pentru este motivul foarte clar, că nu mai scap niciodată. Sin de 30 de grade este 1 pe 2 din motivul ăsta. Da? Sin de 30 de grade este 1 pe 2. Deci, practic, proiecția lui M pe axa Y-ilor,
Că asta înseamnă proiecția lui. Așa. Este sinusul unghiului. Așa, punctul M de pe cerc are, în momentul de față, o componentă, cea de pe locul 2. Asta de pe locul 1, cine va fi? Catetrală durată supra ipotenuză. Hai să zicem și cosinus. Cât e? Cos de 30 de grade. Este ca catetrală durată. Adică OM'. OM'. Supra? OM. Și OM fiind de 1, face OM'. Aș spune că ăsta e cosinusul de câte grade? Cosinusul de 30 de grade. Uite. Asta este cosinus de 30 de grade. Dar cum s-a obținut IVM? Proiectăm pe M. Adică este X-ul punctului de pe cerc. Adică iată că punctul M de pe cerc are cosinusul la momentul ăsta de 30 de grade și respectiv sinusul de 30. Că Y cu punctul de pe cerc este sinus. Și uite cât de interesant pot să spun din clipa asta că Y, asta e axa cosinusului. Deci asta e axa cosinusului, că aici se găsește cosinusul. Și asta este axa Y. Deci proiecția punctului de pe M pe cerc, pe cele două axe, una, bucățica aceea, segmentul de acesta, cateta asta înseamnă cosinusul, iar cateta cealaltă înseamnă sinusul. Da? Pe axa Y. În final, ați înțeles, cred eu acum clar, de ce la 30 de grade sinusul este 1 pe 2. La 30 de grade sinusul pe 2, pentru că proiectând, asta e axa sinusului, asta e axa cosinusului, și când proiectez pe el, vine jumătate, triunghiul fiind de echilateral, jumătate. În condiții în care mă duc la 60 de grade, se schimbă treaba. La 60 de grade, când fac proiecția, cosinusul devine 1 pe 2. Că triunghiul ăsta devine ceva de triunghi echilateral. Și perpendicular aplică la mijloc și deși cos de 30 de grade, de 60 de grade, este 1 pe 2. Iar sinusul vine la care trebuie tot din Pitagora aici. Din urmă, o scădesc pe 1 pe 4, face treaba acolo și vine la care trebuie tot. Mecanic, rețineți. Dacă vă veți juca așa, și se pare greu acum cu cercul ăsta, așa de ce, nu ești pregătită să accepti ideea. Știți că se încălzește mai greu, că după vacanță. Sigur că da. Noi acceptăm, știm sigur, inclusiv profesorii. Exact. Am spus-o de fiecare dată, am recunoscut, inclusiv profesorii după o perioadă de timp, de lipsă de antrenament, și vă veți vedea și pe mine, după cele două săptămâni de lipsă de lucru, și el simte asta. Sigur că da, n-ai cum. Deci asta este antrenamentul sportiv cu care face chestia asta zi de zi, el este și într-un aleagă zi de zi, dacă o zi nu mai aleagă, dar poate trebuie să facă dublu efortul ca să-și exact, intre să fie. Exact, dacă vă două săptămâni, o să poate mai mult, că altfel nici nu o să discute. Faci un pic de sincer, dar și la viitoră, să ne puneți la punct cu... să facem o lecție cu proiectele astea. Poate de asta nu înțeleg, că nu am teoria. Am și teoria de manuală și... Bun, hai să mai citești mâine. Da? Mai citești mâine teoria. Și cu căiețelul așa și mâine citim și împreună. Să vedem că e și poveste. Voi nu reușiți să învățați folosind informații care aveți. Așa cum spuneam mai devreme. Nu sunteți puși în situația să învățați după filme, nu învățați. Nu faceți asta pentru că nu vă interesează. Voi aveți altă formă de meditație, aceasta concretă, care trebuie să simțiți respirația profesor. Dar ce fac ceilalți care nu au așa șansă? Ei se descurcă. Se descurcă fără. Da. Bun. Spunem foarte limpede. Învățăm să învățăm. Exact. Învățăm să învățăm. Că este important asta. Deci, hai să facem așa. Pentru mâine. O spune conspectat, dar eu nu-mi place cuvântul conspectat. Citiți teoria așa. Spuneți-vă voi niște întrebări, încercați să vă răspundeți, n-ați înțeles printre rânduri, vedem ce face și discutăm împreună. Folosim manualul de nou. Exact. În felul ăsta să putem învăța și pe prietenii noștri. Cum să înveți? Cum să înveți? Sigur că da. Asta e cea mai mare problemă. Deci, să apucă de făcut probleme. Este fantastic. Da. Am de-o plătea ceva, n-am înțeles cum e la școală, hai să facem probleme. Exact. Ai nicio șansă. Corect.
Deci de aceea și așa stă problemă, trebuie să spunem la asta, să învățăm, să învățăm. Da, să facem un pic de sintetă. Da, ce am folosit aici? Am făcut proiecții, am făcut... Fizica cu tabelul. Proiecții ortogonale. Așa, așa, așa. Proiecții ortogonale. Da. Tabela asta cu... cu doi, în care... Cum ții trigonometri și pe ce vă trigonometri? Ăsta asemenea, nu trunghiuri asemenea, punchi. Termeni asemenea, punchi. Deci hai să spunem așa. Proiecții. Proiecții ortogonale. Or, sau, bo, na. Proiecții ortogonale. Asta este, care va fi. Proiecția unui punct pe... un plan? Ția. Unui... punct pe un plan? Punct pe un plan. Unei drepte pe un plan? Proiecția... unui... segment? Segment. Pe un plan. Proiecția unui triunghi pe un plan. Nu? Da, 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 funcții trigonometrice. Așa. Funcții trigonometrice. Așa. Funcții, valorile mai importante. Pentru valorile importante, pentru valorile funcțiilor trigonometrice, valorile funcțiilor trigonometrice, pentru unghiurile de 30 de grade, 60 de grade, 45 de grade, pe centrul trigonometric. Deci așa este unghiul pe cercul trigonometric. Și, sigur, cea mai importantă, să învățăm, să învățăm. Exact. Da? Pentru mâine facem această lecție. Să știți că nu este o pierdere, este o câștigă imens. Sigur că da. Și eu am să merg cu voi mână în mână cu cartea citind și să vedem ce nu s-a înțeles, ce a însemnat acolo, ce a văzut autorul, ce trebuie să înțelegem în plus. Și felul să-ți vedeți. Și trebuie la cel video? Acum asta bine. Acum asta bine. Da. Așadar... la revedere, vă mulțumim că ați urmărit Prof. Fran și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. Și să abonezi și pe YouTube și pe blog. Poate trebuie să începem activitatea, că prietenii noștri au intrat în vacanță și nu mai făcut activitate. Și domnul profesor are de astăzi și Facebook. Ioan Ursu, da. Îl găsiți și pe Facebook. O să postăm acolo tot ce e interesant pentru da. Voi. Ați da, căutați-l pe promo online și pe Facebook. Ce știu eu de mult, am trecut, depășesc, nu știu, câteva mii de prieteni, Cristi tot dădea acceptul, nu știu ce. Dar eu nu am ocupat. Da, o să vă introducem, vă ducem de asta. La revedere, la revedere.